În contextul în care Republica Moldova este foarte aproape de conflictul militar din Ucraina, aflat în plină desfășurare, Bogdan Aurescu solicită un pachet de sprijin pentru ca țara vecină să poată face față valului de refugiați. Ministrul Afacerilor Externe a trimis în acest sens o scrisoare Comisiei Europene și înaltului reprezentant al Uniunii, Josep Borrell. Într-un interviu acordat Times Radio, ministrul afacerilor de externe Bogdan Aurescu a solicitat sprijin pentru Republica Moldova. Scrisoarea este adresată atât înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate Josep Borrell, cât și Comisiei Europene. Împreună cu colegul meu austriac, domnul Schallenberg, am adresat o scrisoare Comisiei și înaltului reprezentant Borrell, cerând un pachet consistent de asistență pentru Republica Moldova, pentru a face față refugiaților, precum și o posibilă nouă criză energetică și cu alte provocări care decurg din această criză, din punct de vedere economic și așa mai departe. Cu această ocazie, Bogdan Aurescu a ținut să exprime faptul că guvernul României nu recunoaște independența Transnistriei. Este foarte important să sprijinim Republica Moldova. Transnistria nu este o țară, este doar o provincie separatistă pe care nimeni nu o recunoaște. Tot cu această ocazie, aș dori să reiterez sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale internaționale recunoscute. Conform ministrului de externe, Bogdan Aurescu, până acum au ajuns în România peste 72.000 de cetățeni ucrainieni. 3.000 dintre aceștia au cerut protecție în calitate de solicitanți de azil și încă se mai așteaptă un număr considerabil de refugiați.